Bun, gata? Da. Doamnelor, în calitate de secretar de stat, un pic mai liniște că nu pot vorbi. Scuză-mă, pare rău. În calitate de secretar de stat la Ministerul Afacerilor de Interne, am comunicat cu colegii mei. Da. Să nu fie foarte agresiv față de cetățenii noștri români. În slujba cetățeanului trebuie corespunzător, lucrat și fără bătaie de joc. Am rugat colegii mei la nivelul european, la nivelul sindicatelor europene, prin care în calitate de secretar de stat, liniște mă că se filmează! Băi, băi curvarilor! În calitate de secretar de stat, la Ministerul Afacerilor de Interne, am convocat o ședință specială împreună cu Carmen Dan, șefa mea, o blondă, vai, bine să-i dai la buci. Bun, apropo, nu, are bărbat, zice că e, are. Okay. Mai aibă una. Bun, mai are încă unul, pe mine, doamne, iartă-mă, nu-i păcat. Parașutelor, acasă, curat. Bun, vreau să comunic faptul că în România, eventualitatea și prosperitatea tuturor trandafirilor în care se zăresc este în zona Brașovului. Da. Îi spun la Virgilie Anțu că este prost și nu știe zona geografică. Trandafirii mai normal se înmulțesc în zona Moldovei. Da. Am zis unde, în Botoșan. Bine. Acolo se unesc trandafirii. De acolo vine mândră floare, trandafir, în viață, zău că ești musafir. Toți suntem musafiri. Având în vedere ca scop și analiză jandarmeria română și colegii mei, pentru că sunt secretar la Ministerul Afacerilor de Interne, poliția română, mă taș, mă, că ți se înghită limba. Mă, aruncă încolo. Vreau să comunic faptul și realmente în România, pentru că în momentul de față trebuie să lucrăm în slujba cetățeanului român. Și având în vedere, nu ducem oamenii, eu am mai spus și de mod repetat, ca secretar de stat la Ministerul Afacerilor de Interne, nu băgăm oameni în dubă, se duce pe câmp și bate cu în picioare. Sună jandarmeria română din toată România, din toate regiunile. Nu numai satul mare, din toate regiunile. Da. Noi suntem 7 secretari de stat, eu sunt pe regiunea Transilvaniei, o parte, 6 regiuni am. Satul mare, Maramureș, Bihor, Alba, Cluj, Arad și Sălaj. Da. În comunicare, faptul că am aceste 6 județe în teritoriul la mine, ca secretar de stat, am fost invitat și la județul Bihor, la Inspectoratul Poliției, despre activitatea și